Vodafone te aduce aproape de lotul olimpic al României. Împreună suntem mai puternici la Jocurile Olimpice. Cum a fost cursa? A fost o cursă extrem de dificilă pentru că nivelul a fost foarte ridicat față de cursurile la care participă eu de obicei. Am înțeles. Cum a fost? Adică, povestește-mi cum ai mers la această cursă, ce ai făcut, cum te-ai comportat. Povestește-mi despre tine, ce ai făcut. Da, nu am obținut rezultatul care speram, pentru că am avut o zi chiar așa de bună. În principiu vreau să intru într-o evadare din primii kilometri, nu mi-a ieșit și imediat după am încercat să termin cursa, dar n-am avut forță pur și simplu și când am văzut că nu pot să mai rămân cu plutonul, am abandonat. După 70 km, am abandonat. Dar ce înseamnă că te-ai simțit rău? Te-ai simțit fizic rău? Picioarele, stomacul? Da, bine, la noi poți să ai zile bune și zile mai puțin bune. Bine, înainte de curs aveam ceva probleme cu la stomac, dar a fost și doctorul cu noi și mi-a dat ceva pentru durere și mi-a trecut, dar imediat în curse am simțit că nu mă simt ca de obicei. Deci pur și simplu nu aveam forțe să împing, să dau la pedale, așa. Și am încercat să continui să pur și simplu doar să termin cursa, când am văzut că nu reușesc să reușesc să fac ce mi-am propus, de să intru în acea evadare. Dar nici asta nu, din păcate, nu am reușit să o trec. Te-ai simțit rău? Ai mâncat ceva care nu ți-a priit? Asta nu, mai alimentația a fost ok, dar cred că a fost... nu a reușit să mă pregătesc așa de bine înainte de cursă, pentru că nu aveam posibilitate să ieșim la antrenament și să mă pregătesc chiar cum vroiam eu. Deci era foarte multă aglomerație, stăteai mult în aglomerație și nu reușeai să te antrenezi. Mai mult ieșeai așa cu bicicleta ca să nu stai degeaba, dar nu reușeai să te pregătești cum trebuie. Era mai bine dacă veneai în preziua cursei decât... Da, deci majoritatea au venit chiar o zi, două înainte. Așa ar fi fost cel mai bine, dar... Bine, asta e prima olimpiadă, așa că dacă o să mai fac și altele, sper să o să am mai multă experiență și să știu când să vină momentul potrivit. Deschiderea Jocurilor Olimpice v-a deranjat? Focurile de artificii, toată nebunia? Da, și lucrul acesta, deci cred că am dormit 4 ore jumate maxim, pentru că a fost foarte mult haos și nu am putut să mă odihnesc cum trebuia. Bine, asta a fost pentru toți, dar poate la mine s-a simțit mai mult, pentru că nivelul a fost foarte ridicat la aceste competiții și cred că asta și lucrul ăsta s-au adăugat toate la un loc și n-am putut să fac o probă cum speram. Oamenii care au intrat pe aplicație vor să te întrebe ce s-a întâmplat, azi ai stat doar în spate. Da, deci eu încercam să știu că în spate fac mult mai mult efort față de cei care sunt fața plutonului, dar de fiecare dată când avansam, ajungeam la acea cățeală de 3 km și deci nu puteam să rămân în fața plutonului tot timpul. Mă depășeam aproape toți și rămâneam cu câte forțe mai aveam în pluton, dar nici acum n-am putut să rămân și din păcate a trebuit să abandonez. Cursa a fost frumoasă așa pentru tine, oameni din jur, atmosfera, așa că ce ai apucat tu să vezi? Da, bine, a fost, deci chiar m-a impresionat câtă lumea a fost ca să urmărească această probă. Chiar din start și până la sosire a fost plin de oameni care te susțineau la... Chiar când am rămas în urmă față de cei care erau de pluton, chiar atunci mă încurajau mai mult și bine, asta m-a ajutat cred să pot să merg cât am putut eu de bine, dar din păcate
repet, pentru mine a fost o dezamăgire, pentru că m-am pregătit de foarte mult perioada asta pentru această cursă și n-am reușit să fac ce mi-am propus. Sper să reușesc la mondiale, care vor fi la sfârșitul sezonului. Cum a fost cursa până la kilometrul 150 pentru tine, când te-ai rupt de pluton cu un grup mai mic? Da, a fost o cursă dificilă, pentru că simțeam că nu merg ca de obicei și pe timp ce treceau kilometrii mergeam din ce în ce mai rău, deci eram din ce în ce mai obosit. Și mă uitam tot timpul la kilometraj și vedeam că știam că cursa e de 250 de kilometri și știam că mai este foarte mult până la sosire și simțeam că nu mai am pur și simplu energie. Nu ai putut să te infiltrezi în evadare sau, mă rog, n-ai reușit fizic, a fost prea greu? Sau ai dorit să-ți conservi energia pentru un eventual atac spre sfârșitul cursei? Nu, în principiu vroiam să intru în acea evadare, dar eu am plecat în start printre ultimii, pentru că ne-au chemat pe echipe. Și evadarea a fost chiar din primii kilometri, după 2-3 kilometri, și n-am avut timp să ajung în fața plutonului ca să încerc să intru în acea evadare. După aceea am încercat, doar obiectivul meu era să termin cursa. Atât. Din păcate nu am reușit nici să termin cursa. Acum ești dezamăgit sau... În păcat că ai fi putut face mai mult și doritor de a merge la următoarea olimpiadă de la Rio. Bine, sunt dezamăgit pentru că era un traseu, cred eu, care mi se potrivea foarte bine pentru caracteristicile mele, dar bine, acum mă gândesc deja la cursele viitoare și la tot programul care l-am până la sfârșitul sezonului. În principiu sper să fac cât mai multe rezultate, să obțin cât mai multe rezultate, să reușesc să trec la profesioniști la sfârșitul sezonului. Asta e cam sigurul meu obiectiv pe anul acesta. Te mai întreabă cineva cam cât cheltuie un ciclist în perioada de pregătire dinaintea unui concurs? De exemplu, pentru această olimpiadă. Știm că bicicleta ta este una specială. Da, alimentație, pregătire la munte, probabil. Cam da, cât? Da. Cheltuielile sunt foarte ridicate, deci nu știu să spun cu precis, dar bine că m-a susținut federația și clubul la care fac parte, dar să faci ciclism pe cont propriu, cred că te ajunge chiar foarte mult. Nu știu dacă reușești să faci acest sport fără să ai pe cineva ca să te susțină. Mai ții minte cât a costat prima ta bicicletă în copilărie? Da, sau... bine, cred că nu a costat așa de mult, pentru că era o bicicletă de oțel. Bine, pentru mine a fost așa ca de a început totul în joacă. Nu mă gândeam la să am bicicletă bună sau... Pentru mine era tot... o joacă și mă bucura să faptul că ieșeam la plimbare pe bicicletă. Ce faci într-o zi în care nu ai timp să te antrenezi? Bine, sunt și zile când poate ești obosit sau nu ai chef, dar în principiu încerci să urmărești programul de antrenament, dar dacă nu ești prea obosit, bine, în principiu relaxare și cam atât. Te odihnești ca să poți să faci a doua zi ce ai de făcut în program. Mergi la film, de exemplu, sau poate ești cu prietenii la restaurant? Da. Sau? Bine, stau cu prietenii sau pe internet. Fac totul ca să pot să mă relaxez, deci nu nimic special. S-a schimbat ceva în pregătirea ta de după calificarea la Jocurile Olimpice? Nu, deci nu am simțit nicio schimbare. Totul e ca înainte, doar că aveam, bine, faptul că m-am calificat la Jocurile Olimpice m-a făcut să mă antrenez mai mult și să mă pregătesc
mai bine pentru acea cursă, pentru această cursă. Știi că ești singurul ciclist după mulți, mulți ani calificat la Jocurile Olimpice român care deja asta poate să fie o performanță. Da, bine, la acest sport nu e simplu să te califici pentru că trebuie să acumulezi foarte multe puncte de-a lungul sezonului. Dar și pentru și lucrul acesta, bine, e un rezultat, dar odată ce am ajuns aici, mă gândeam, am încercat să fac cât mai bine, pentru că la orice cursă iau startul, încerc să dau cel mai bun de mine. E adevărat că înainte de Olimpiadă câștigasei un concurs foarte important și te simțeai pregătit să faci un rezultat bun și aici? Da, chiar după cantonamentul care l-am avut la munte, a fost o perioadă de 2 săptămâni, am făcut o cursă deosebit de grea și am reușit să câștig. Eram foarte optimist pentru cursa de azi. Dar cred că perioada spre apropiere la această cursă a fost problema, să zic așa. Că nu am reușit să urmăresc programul de antrenament cum trebuie. Te-ai vedea făcând și altceva în afară de ciclism? Întreabă cineva. Nu m-am gândit acum în perioada asta cât fac acest sport, mă gândesc să-l fac cât mai bine și nu am alte gânduri la ce o să fac dacă nu mă ocup de așa ceva. Nu m-am gândit, pur și simplu. Deci te vezi făcând ciclism, promiți o calificare și la Olimpiada de la Rio? Sper să mă calific, da. Dacă o reușesc să trec la profesioniști, pentru că principiul, odată ce trec la profesioniști, nivelul e mult mai ridicat, așa că pot să progresez. Și faptul ăsta pe mine m-a devantajat foarte mult, pentru că cursele care le fac eu la un nivel foarte mult mai jos față de nivelul de aici de la Olimpiadă. Și așa că dacă o să reușesc să trec la profesionist, sper să mă pregătesc cât mai bine pentru Olimpiada viitoare. Cum e să cazi de pe bicicletă? Bine, la noi în acest sport căzăturile suntem obișnuiți cu căzăturile, așa că bine, de fiecare dată în caz nu-ți face plăcere, dar se întâmplă des și bine, încerci, după căzătură începi să te refaci, să te gândești la curse și la programul care îl ai. Așa, de-a lungul carierei tale, cam câte biciclete ai distrus? Nu prea multe, maxim o bicicletă pe sezon, când se întâmplă să cazi sau pur și simplu poate să se strice. Sunt făcută din cadru, așa că sunt foarte din carbon, așa că sunt foarte fragile și la orice lovitură se poate fisura. Cred că ai plânge foarte mult sau ți-ar părea rău dacă bicicleta ta de o valoare atât de mare ar păți ceva într-o căzătură. Da, normal, pentru că sunt foarte scumpe, așa că când ești din cursă nu te gândești la valoarea bicicletei, dar când se întâmplă, normal că îți trebuie alt bani și ca să poți să-ți iei altă sau că ai nevoie, în principiu, trebuie să fii ca ceilalți, să te pui la același nivel ca să poți să faci un rezultat cât mai bun. Câte ore te antrenezi pe săptămână? Depinde, nu știu exact, dar sunt zile când fac doar 2 ore de relaxare și sunt și antrenamente la care ajung și la 7 ore de antrenament. E ca un program la muncă, nu? 7 ore, 8 ore, cam atât muncește un om. Da, da. În special am pregătit pentru această cursă, am făcut și 230 de km, 240 ca să mă obișnuiesc cu această distanță. Care crezi că e cea mai importantă performanță a ta în cadrul unui tur ciclistic sau, mă rog, într-un tur de competiții, vreau să spun. Cea mai tare performanță a ta? Și un loc într-o competiție unde ai participat? Acum? Da. Bine, anul trecut am reușit să câștig Turul României. Pentru mine era prima victorie care la o cursă pe etape. Așa că a fost ceva nou în cariera mea. Așa, printre rezultatele care le-am ținut a fost și locul 8 la europene acum când eram anul al doilea an la Under 23.
Așa că a fost o performanță destul de bună, cred eu. Un domn mai glumeț te întreabă dacă plimbi fetele cu bicicleta. Nu, pentru că nu cu bicicleta, pentru că bicicleta e mai multă de muncă, așa că o păstrez pentru antrenament, deci pentru curse. Cineva vrea să știe dacă o să ai și o vrei să ai în următorii 10 ani victorii în tururile importante în ciclism. Da, bine, e normal, cred că orice ciclist și-ar dori acest lucru, dar nu e simplu, mai ales marele tururi, e 103 zile de curse, 3 săptămâni de curse și sunt cam, fiecare zi se aleargă cam la acest nivel ca azi, așa că nu e simplu să bat, dar sper să reușesc într-un fel. Până vrei să te retragi, care este visul tău? Să câștigi, să vii în primii 10 într-o probă, într-un tur important, să... care este dorința ta, visul tău? Nu m-am gândit la o cursă specială, dar în primul rând să reușesc să ajung la profesioniști și acolo o să văd cum mă simt, dar sunt curse total diferite, așa că nu știu cum reacționează și fizicul meu la atâția kilometri și deci nu știu, nu m-am gândit la așa ceva. Cineva vrea să știe care e diferența între ciclismul din România și cel din Italia, unde tu locuiești, de fapt. Da. În principiu, sunt nivelul bine, mult mai ridicat față de ciclismul din România. Și sunt echipe mult mai puternice. Deci, și cursele sunt ca kilometri sunt mai scurte, dar sunt mult nivelul mult mai ridicat, așa că aia cred că e singurul lucru care face diferența. Și suntem mulți mai mulți la start. Deci tot timpul suntem între 150 și 200 de inși la start. Cam atât, în principiu. Tu, această cursă de 200, câți kilometri au fost la Olimpiadă? 250. 250 de kilometri, a trebuit să-i faci în cam 5 ore, nu? Cam 5 jumătate. E cam greu 5 ore să faci cu mașina și ești obosit la volan, dar aminte pe bicicletă. Cum e? Da, bine, când ești în cursă, nu te gândești la... Trece timpul mult mai repede. De exemplu, anul trecut la mondiale a fost proba de 200 de kilometri și chiar nu mi-am dat seama când au trecut. Pentru că te gândești, ești concentrat la cursă și... Dacă, să zic așa, ai o zi pozitivă, trec mult mai repede kilometri. Cum s-a întâmplat azi, în cazul meu, a fost mult mai dificil. Debea așteptam să termine cursa, dar nici n-am reușit să ajung la sosire. Lumea trebuie să înțeleagă că nu vei renunța. Nu, bine, nu mă gândesc la acest lucru. Mă gândesc, în primul rând, să reușesc să progresez și să ajung la o echipă mai bună. Împreună suntem mai puternici la Jocurile Olimpice. Intră în aplicația de Facebook Împreună la Jocurile Olimpice și susține sportivii României la Londra. Vodafone.